Pentru familiile defavorizate, bătrânii solitari sau persoanele țintuite la pat, asistenții sociali sunt de multe ori unica speranță la viață. Ei sunt cei care îi îngrijesc, le fac curățenie în case sau focul pe timp de iarnă. Astăzi, în Republica Moldova, este marcată Ziua Profesională a Asistentului Social. Flori și diplome pentru lucrătorii din sfera protecției sociale a populației din raionul Soroca. Sunt cei care cu dăruire se implică pentru a-i sprijini pe cei nevoiași. Avem 2980 de beneficiari. A fi asistent social este o predestinație, este o menire, nu oricare poate fi. Oamenii întâmplători în sistem nu există. Este până la urmă o școală de bunătate, o școală de ajutor reciproc, persoana care aduce lumină în casa oamenilor. Îmi place tare mult cu bătrânii, să le ajut. Facem și ne spune noi, le aprovizionare cu apă, aprovizionare cu producte de la magazin, le aducem medicamente și ne așteaptă să ne ducem cu o vorbă bună, cu să le deschidem ușile când au cine le deschide. Ca să fii un asistent personal, trebuie să dai dovadă de foarte multă empatie, răbdare, curaj, bunătate, dăruire de sine, pentru că fără aceste calități, pur și simplu nu reușești să ai grijă de un om care are într-adevăr nevoie de tine. La deservire avem 245 de persoane cu grad sever de dizabilitate, respectiv avem 245 de asistenți personali care îngrijesc aceste persoane. Sărbătoarea profesională este un prilej deosebit pentru a acorda felicitări și cuvinte de recunoștință pentru acel număr impunător de persoane care desfășoară un volum de lucru enorm, extraordinar, pentru a face posibil ca persoanele care se află în dificultate să beneficieze în totalitate de măsurile de protecție socială stabilite de cadrul legal. Un volum enorm de muncă, nu întotdeauna remunerat pe efortul care îl depun. Direcția Asistență Socială din raionul Soroca, cu un număr de 432 de angajați, între care 245 de asistenți personali și 78 de lucrători sociali, prestează anual servicii pentru 15.000 de persoane.